Vă salut, prieteni! Astăzi am făcut o tură în pădure și în locul ăsta am găsit niște urme ciudate. Eu nu pot să le găsesc o explicație, așa că am să vă rog pe voi să-mi spuneți ce credeți voi că sunt acestea. Uitați, într-o zonă așa destul de întinsă, sunt locuri în care este o mulțime de păr de animal. Aici este o grămadă, acolo este o grămadă, acolo este o grămadă și în capăt acolo altă grămadă. Și am spus să filmez, să vă întreb și pe voi, pentru că mă gândesc eu că este păr de căprioară, pentru că este destul de moale, este cenușiu și alb, smocuri albe, și posibil să fie păr de căprioară, pentru că știu că ele schimbă blana. Și până acum nu am mai văzut așa ceva. Chiar la tura asta, nu foarte departe de aici, în direcția aceea, am văzut un căprior și două căprioare. Și mă gândesc eu că o fi un loc în care s-au frecat de copaci să schimbe blana, dar nu cred că schimbă așa blana dintr-o dată, toată blana, adică să le cadă în așa fel încât să facă grămezile astea de păr. Mi s-a părut interesant, așa că am spus să filmez și să vă rog și pe voi să vă spuneți părerea. Ia uitați aici. Acesta a fost clipul. Vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere!